Bună tuturor, este o zi mai călduroasă de august, însă soarele strălucește nu așa de puternic, ceea ce e bine pentru că nu e foarte cald afară și mai adie vântul. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre un video care l-am văzut pe YouTube și în care el și ea vorbeau despre prima relație intimă. Și el era virgin, fecior, ea nu era. Era reborn Christian, reborn virgin, ceea ce înseamnă că ea și-a propus să nu mai întreține relații intime până la căsătorie și era convinsă, îi părea rău pentru ceea ce a făcut și a decis să se abține. Deci acești doi tineri s-au abținut până s-au căsătorit și doar după au întreținut relații intime. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la ea a fost că a zis că relația intimă înainte de căsătorie care a avut-o a fost moarte. Cea în căsătorie cu actualul soț este viață. Și consider că ceea ce a zis este foarte, foarte adevărat. Viața cu Dumnezeu este viață. Viața fără Dumnezeu este moarte. Și în momentul în care doi tineri au conștiința că există Dumnezeu și se abțin din a întreține relații intime înainte de căsătorie, fac exact ceea ce Dumnezeu vrea de la ei pentru a câștiga ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Viața, pacea, buna înțelegere, pe când relațiile intime în afara unui legământ sfânt sunt, cum a zis și această femeie, moarte. După cum vedeți în videoclipurile mele, vorbesc foarte mult despre importanța fecioriei, despre importanța curăției și vorbesc și tinerilor care nu și-au început viața intimă încă. E foarte, foarte important să înțelegeți că viața fără Dumnezeu este moarte, chiar și viața sexuală. În momentul în care întrețineți relații intime cu un bărbat care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și în afara căsătoriei, în acel caz voi sunteți precum o frunză luată de vânt. Azi sunteți împreună, mâine el va pleca. Voi sunteți o frunză, el este vântul, pleacă și vine când dorește. Chiar dacă sunteți într-o relație, el va decide cum va decurge acea relație în funcție de cum va dori. Dar omul fără Dumnezeu nu este un om de încredere. Pentru că se va uita întotdeauna la ceea ce e superficial și vă va trata întotdeauna precum un obiect. De aceea, fetelor, dacă aveți respect pentru voi și dacă doriți o viață fericită lângă persoana iubită, dați mai multă importanță vieții voastre, sufletului vostru, și nu vă aruncați în relații intime fără un legământ sfânt în fața lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă cununie în biserică. Viața fără Dumnezeu, repet, este moarte. Viața cu Dumnezeu este viață. Alegeți viața și nu moartea.